noștrilor și a reușit. În Apuseni vin acum curioși din toată lumea. Chiar o echipă de la publicația New York Times a poposit în Hora pentru a se convinge că dâmbul Gâf chiar există. De la o simplă idee de marketing, turismul s-a dezvoltat în zonă, iar oamenii au început să prospere. Valea Reșului are un potențial turistic ridicat. Există peste 32 de pensiuni agroturistice clasificate de către Ministerul Turismului. În fiecare an, parcă oamenii sunt și mai ospitalieri, totul este mai frumos, organizarea are de fiecare dată ceva în plus. Turismul va deveni în viitor o alternativă pentru viața moților de pe Valea Reșului. Pentru ingeniozitatea și perseverența de care au dat dovadă, dar și pentru că au reușit să păstreze tradițiile, locuitorii din comuna Horea primesc distinția de sat european. Deci iată mândruțul și mândruța, motorul dezvoltării turismului în această localitate. Aparent fapte mărunte. Aparent se vinde o poveste a locului drept produs local și ce înseamnă asta? În fapt, este nimic altceva decât marketing comunitar. Avem de-a face cu un sat care începe să-și vândă imaginea cu un profit remarcabil. Se vinde o poveste pe plan internațional și încep să apară turiști. Este prima constatare. Nu este episodic acest aspect pentru că în același timp practic e prezent pe internet satul. Nu este numai acest filmuleț și această poveste, este prezent pe internet. Ori nevoia de marketing comunitar, de vânzarea propriei imagini pentru a schimba realitatea în care te afli este imensă în România, încât din acest punct de vedere pur și simplu avem de-a face cu un caz deosebit care trebuie scos în evidență cât se poate de bine. Dar este și interesant pentru că au făcut practic, chiar dacă nu pe plan sistematic, o analiză SWOT, adică atorii și slăbiciunele și care sunt punctele bune, care sunt punctele exact, care sunt evident, acțiunile. Un atu foarte important era aceste obiceiuri și au construit destul de cunoscute, exact, pe care trebuiau să le dezvolte mai mult. Bătrâni, și după aceea au construit această sărbătoare și așa mai departe. Totul este construit în jurul acestui obicei. Și acum au 30 de pensiuni. 32 de pensiuni, exact. Au făcut un plan de dezvoltare, practic. Chiar dacă era o idee, o viziune, dar care a avut o consecvență. Un plan de dezvoltare plăcut și bănuiesc că și munca, bazându-se pe acest obicei plăcut, a fost mai plăcută în această localitate. Pornind de la acest element de market comunitar, deci practic ei vând un eveniment, o poveste a lor, ei generează dezvoltare pe întreaga vale a Rieșului și important este ca ei să-și continue acest proiect și să ofere, nu numai, deci ei au câteva evenimente pe care le organizează, va trebui să permanentizeze și să dezvolte servicii de calitate, pentru că, ok, la început este noutatea, este notorietatea. Sigur, de-aia trebuie completate de servicii absolut bune ca să îi atragi pe oameni și să vină și anul următor. Nu este numai creativitatea unui om, creativitatea primarului. Acolo este exact ce se spunea mai devreme, este și capacitatea de a intra în competiție, în concurență, pentru a face față competiției turistice. Să vedem ce s-a întâmplat din Munții Apuseni. Acum mergem în sudul țării, în județul Călăraș, în localitatea Mănăstire. Comuna călărășeană Mănăstirea este printre multele localități care au câștigat un proiect în cadrul programului de dezvoltare rurală al Guvernului României. Primul lucru pe care și l-au propus oamenii din Mănăstirea a fost să pietruiască mai multe drumuri. Comuna are peste 60 de kilometri de stradă, dar prin proiect nu puteau să repare decât 5 kilometri. Și-au ales efectiv drumul pe care ei îl vor și drumul pe care îl consideră de altfel, dacă vreți, de acces pentru majoritatea membrilor. Am obținut o finanțare de 75.000 de dolari de la PRDS și o suplimentare a fondurilor cu 400 de milioane de lei de la primăria Mănăstirea. Oamenii au înțeles că pietruirea drumurilor le este de folos tuturor și s-au implicat trup și suflet în realizarea proiectului. Acum sunt mulțumiți că nu mai este nevoie să meargă prin noroaie. Practic cu cizmele nu puteai să ieși pe strada aia. Luam copiii care mergeau la grădiniță, luam în cârcă, în brațe, să reieși mai civilizat.
Acum vă spun sincer că ieșim în Bacuș de acolo. Deși nu, e, și, deși nu e finalizată. Și încă nu e finalizată încă. Într-o uliță mocinită va fi o stradă benefică pentru fiecare dintre noi. Realizarea investiției pe pietruire de drumuri este cea mai mare realizare a comunității de la Revoluție încoace. Sătenii din mănăstirea au mai avut încă o problemă care de această dată le amenința sănătatea. Apa din fântâni era contaminată cu nitrați și oamenii din sat, dar mai ales copiii, se îmbolnăveau foarte des. Câțiva oameni cu inițiativă au făcut un proiect de alimentare cu apă potabilă care a reușit să obțină finanțare. Acum am o jumătate de ani, chiar cu o probă de la fântâna de aici, în partea aia de acolo luăm apă, și au zis că sunt foarte mulți nitrați. Cei mai sensibili la aceste substanțe s-au dovedit a fi copii prin boala albastră pe care o produceau în primele luni de viață, iar apoi o anemie cronică cu efecte nefavorabile asupra dezvoltării organismului. Nu e niciun moft, nu e niciun lux să avem apă. Apă curată și genul așa, deci avem nevoie de apă. Ei au contribuit la această investiție prin săparea șanțurilor, cărare materiale, îngruparea conductelor de distribuție. Chiar dacă până acum oamenii din mănăstire au dus la bun sfârșit multe proiecte, ei se gândesc în continuare cum să-și îmbunătățească viața. Noi avem aici o baltă, este un al doilea lac din țară, ca mărime, ca întindere, ca suprafață, și care trebuie valorificată zona. Pe noi nu ne cunoaște nume. Este o problemă, suntem tineri și vrem să atragem investitori, nu prea sunt locuri de muncă. Pentru că au căutat și au găsit împreună soluții la problemele pe care le aveau, locuitorii din comuna Mănăstirea, județul Călăraș, primesc distinția de sat european. I would like to congratulate, felicit. Ați fost un sat european. Sat european. Mulțumim. Toată comunitatea a participat. Da. Ne pare bine că... Este le spiritul, că would like to use to build the new Europe of the future. O localitate cu probleme tipice, din păcate prezente în multe zone ale țării, este o localitate din sud, într-o zonă trecută în categoria zonelor mai sărace, problemele tipice, drumuri, apă, ați văzut, ieșeau nici în cizme nu puteau ieși pe drum. Aici e mai degrabă un exemplu de aducere la normalitate a vieții dintr-un sat. Abia de aici încolo se pot gândi la proiectele pe care le-am văzut în celelalte localități. Pentru că aici nu aveau elementele de bază, nu aveau un drum, ca lumea nu aveau apă și au rezolvat, să zic, au adus la normalitate viața din localitate. Și chiar spune un cetățean acolo, nu e niciun lux. Da, da, avem da, și da. Noi apă. Asta este normal, așa trebuie să trăim. Da. Și este un alt element. Este un sat cu o comunitate de romilor importantă și de aceea este foarte interesant pentru că și comunitatea romilor a făcut parte a acestui grup și rezultate au fost nu doar pentru o parte a comunități, adică cei care nu sunt romi, dar și pentru romi. Și este evident că nu putem să vorbim despre incluziune socială, despre integrarea comunității romilor, dacă nu facem... Nu fac echipă, da, pentru a pune... Și dacă minimum nu este făcut pentru accesul la școală, de exemplu. Și de aceea este foarte important, pentru că nu putem să vorbim de dezvoltare rurală fără un mare efort pentru a eradica sărăcie în zona rurală. Mănăstirea este o comună tipică din multe puncte de vedere pentru situația din ruralul românesc. Nu numai pentru faptul că acolo nu de peste era... De tot sau din zona de sud? Din toată țara. Drumul și apa sunt problemele mari ale satului românesc. Deci din punctul ăsta de vedere este tipică situația. Din păcate este tipică și situația în care schimbarea pornește din exterior, nu din interior. Da? Începutul s-a făcut cu FRDS, cu proiectul de dezvoltare rurală. Din fericire însă, soluția pe care, în momentul în care au adoptat proiectul, o dau oamenii, este una foarte bună. Hotărăsc exact unde să facă drumul, unde să facă apa, cât să fie la Sultana, cât să fie la Cocon, cât să fie la Mănăstirea, în așa fel încât se ved deja semințele pentru o gândire locală de grup în rezolvarea problemelor. Și aș nota de asemenea din filmul pe care l-am văzut,
ideea de nevoie de marketing comunitar. Avem nevoie să ne știe lumea, să ne vadă lumea. Este exact, și spus la un moment dat, exact, suntem tineri și vrem să știe exact, și alții de noi și vrem să cunoaștem și pe altcineva. Mănăstirea este comună tipică și iarăși denotat faptul că nu s-a limitat acțiunea la satul centru de comună, ci a mers în toată comună. Și după ce și-au rezolvat cele două probleme de bază, drumul și apa, se gândeau ce să facă în viitor ca să aibă, să-și găsească alte posibilități, alte Eu cred că este activități. Foarte important și proiectul și proiectele dezvoltate acolo și cele care vor urma și sperăm să fie la fel de bine dezvoltate, au foarte mare importanță pentru că mănăstirea este într-o zonă unde, iarăși, mă întorc la statistici, n-avem ce face. Mănăstirea este într-o zonă unde rata alfabetizării este mult mai mică decât media pe țară. Adică exact acolo unde trebuie rezolvate problemele interetnice, unde trebuie găsită o modalitate de conviețuire și unde trebuie și pe ceilalți de lângă tine, care până acum nu se uitau și nu erau interesați de proiecte, să-i convingi și iată că au fost convinși să vină, au muncit cu toții și și-au reparat acel drum, cel puțin. Să vedem ce s-a întâmplat tot într-o zonă de sud a țării, din păcate tot într-o categorie mai puțin dezvoltată, în Gorj. Comuna gorjeană Mușătești datează din anul 1520. Pentru oamenii de aici este foarte important să-și modernizeze așezarea. În anul 2000, mai mulți localnici au format un grup de inițiativă pentru a găsi soluții la problemele din localitate. Rezultatele se văd, alimentarea cu apă în acest sat izolat. Am trăit foarte greu, mai ales și de la capătul satului. Căram apă pe coastă, era foarte greu pentru noi, așa am crescut copiii. Era nevoie pentru că satul nostru era foarte vitregit în problema, deci cu sursele de apă nu aveam decât două surse care pe timpul verii secau. S-a format comitetul de inițiativă, a venit un evaluator care a spus se poate, da, se poate, sau mă rog, dacă era nu, spunea nu se poate. Și după aceea am procedat la întocmirea proiectului. Ne-am unit toți. Toți ne-am unit și am făcut ce am făcut. Oamenii au simțit că este nevoie ca tradițiile să fie bine păstrate și înaintașii cinstiți așa cum se cuvine. Monumentul Eroilor a pornit de la ideea că comuna Mușătești, cu vechime destul de mare și cu multe jertfe de sânge în cele trei războaie, războiul de independență și cele două războaie mondiale, nu avea un monument al eroilor. Enoriașii parohiei Mușetești au reușit în anul 2001, cu sprijinul primăriei, să restaureze biserica din lemn Sfinții Îngeri din Cimitir, monument istoric construit în anul 1736. Cu ajutorul sătenilor, a comunii, contribuie cu bani, tot satul a ajutat primăria. Părintele, dacă s-a mai descurcat cel de fonduri pe unde au putut, era foarte urât, acum e foarte frumos. Să decolorase icoanele. E un monument istoric și nu trebuie să le păstrăm. Oamenii din Mușetești au făcut și o asociație, Tineri Fără Frontiere. Ei au luat legătura cu alte asociații din Danemarca și așa s-au înfrățit cei din Mușetești cu o localitate de acolo. A fost înființat centrul de informare Eurohouse. Aici tinerii învață să folosească computerul, au acces la internet, dar pot urma și cursuri de limba engleză și franceză. Este o pretenție financiară de 150 de mii lunar pentru toate aceste cursuri franceze, engleză, informatică. Cursurile de limbi străine sunt ținute chiar de tinerii din străinătate. I think the people in the countryside are really nice, really open. They open their house, the door, they just invite you for a drink, for food. I think people are really welcoming. Pentru că au dovedit că le pasă de comunitatea lor și de istoria locului, pentru că vor ca tinerii să învețe valorile europene, locuitorii din Mușetești trăiesc astăzi într-un sat european. Ați văzut ultimele imagini, o casă tradițională și o sală de sport modernă. De la nevoia de a păstra ceva din tradiție, biserica, de a o restaura, la internet și calculator. Da. Bine că mai avem și Olteni. Fericiți că ați văzut, densitatea e spre Alba, spre Bihor. Așa e, din Alba avem trei reportaje. De data asta a fost selectat. Putea să fie numai un singur câștigător din Alba, da, nu? Dar ce avem aici în Gorj interesant, cred, alături de, sau pe lângă alăturarea, asocierea cu Danemarca,
A apărut o țară nouă, nu? Da, o țară nouă, e adevărat. Până acum n-am întâlnit așa relația cu Danemarca. Este, după părerea mea, mi se pare chiar emoționant felul în care oamenii se gândesc să repare cimitirul, să restaureze cimitirul eroilor. Da. Pentru că eroizarea excesivă, politizată în timpul comunismului, dictaturii, și după aceea un anumit model cultural al autoglorificării, al triumfalismului pe picioare de lut, nu? Pe nimic, i-a obosit pe români. Cum bine știm, i-a obosit în exces, încât orice amintește de patrie, eroism, e plasat undeva, da, pe un plan foarte depărtat. Care nu mai ține de el. De nu mai ține, exact, de el, ține de propagandă, exact, de stat, de ăilalți, de ceilalți. Ori, întoarcerea la oamenii din satul tău, bunicii, tații, străbunicii, care au murit în 3 războaie, nu? Și încercarea de a le repara memoria în monumentul eroilor, mi se pare... Oamenii gândesc altfel. O dimensiune, da, modernă de patriotism, pentru că, de fapt, și americanii, și englezii, toată lumea își cinstește eroi. În așa fel încât, de exemplu, în America, la un moment dat am văzut într-o universitate din Sud o placă de marmură la memorialul studenților, pe care scria: următorii studenți ai universității noastre au murit pentru libertate. Și urma acolo o înșiruire de la războiul americano-spaniol, de la sfârșitul secolului XIX până la războiul din Vietnam și Coreea. Nu mai conta unde au murit. Au fost studenții noștri și au murit în numele patriei noastre. E, tot așa, întoarcerea la istorie și la războiul de independență, la primul, la al doilea război mondial, eventual chiar cu morții ceilalți, cu morții dușmani, cum e în cimitirul de la Predeal, e o formă de a înțelege reflexiv trecutul și deci de a te situa mai bine în prezent. Și de a gândi și altfel. Sunt convins că altfel au gândit după ce au făcut aceste două proiecte, cu cimitirul și cu biserica, ați văzut că au trecut la Sfinții o altă dezvoltare. Din cimitir. Frumos nume are biserica, nu? Biserica Sfinților Îngeri din Cimitir. Și au trecut la o altă dezvoltare și altfel au putut, altă deschidere au avut și altfel au putut gândi dezvoltarea localităților. S-au mutat de la trecut, s-au mutat în viitor la comunicarea prin internet și la învățarea limbilor de circulație europeană, care să permită integrarea perfectă în contextul european. Da, dar pentru mine este interesant pentru că dovedește că sunt proiecte de dezvoltare rurale. Au început cu banii proprii, pentru biserica, pentru cimitirul. După aceea au primit banii prin aceste investiții. Da, spunea, unde se Danimarca, mai poate descurca părintele, și după aceea, pe aici, pe prin alte fonduri și cu SAPAR și cu programul mare. Adică, în primul rând, proiecte de dezvoltare rurale poate să fie făcute până la bun sfârșit. În al doilea rând, și oamenii de rând poate să accede fondurilor europene. Fiecare sat are posibilitatea de acces fondurilor. Și este important să știe. Aș nota faptul că la Mușetești nu apar în prim plan lideri. Schimbarea se face cu grupuri. Este schimbarea tinerilor, este schimbarea vârstnicilor, este centru comunitar, este informatică, este biserică. Faptul că poți avea o schimbare de sat fără să pornești neapărat de la vârful, de la lider, ci de la grupul, este nemaipomenit. Este un lucru deosebit care iarăși trebuie luat în seamă și mai este ceva: pragmatism oltenilor. Folosesc toate mijloacele posibile. Și asociații internaționale, și organizații interne și așa mai departe. Cu siguranță acolo, dacă sunt așa multe grupuri și n-am identificat doar lideri, cu siguranță o să apară proiecte puse în practică și mai rapid în acea zonă. Înseamnă că este de unde, trebuie să apară ideea de undeva. Să vedem un centru, și aici am văzut un centru de informare, dar un centru mai dezvoltat de informare pentru Uniunea Europeană în Cluj. Comuna clujeană Sâncraiu este una dintre cele 20 de localități care au primit distinția de sat european. Și asta pentru că oamenii de aici au dovedit că sunt o comunitate unită și au avut puterea să depășească momentele dificile. Organizăm adunări, așa zis, forumuri comunitare, unde cetățenii își pot expune părerile, ideile, pe baza cărora putem acționa. Unul dintre primele proiecte implementate în Sâncraiu privește colectarea gunoaielor și protecția mediului. E o treabă foarte bună,
Pentru că dacă noi n-avem grijă de mediu înconjurător, cine are grijă? Nu poate avea nimeni grijă. Învățământul a fost o prioritate pentru comună, reușind să atragă profesori bine pregătiți. Școala are peste 170 de elevi care vin din toată zona pentru a învăța aici. În anul 2000, în clădirea bibliotecii comunale s-a deschis Centrul de Informare Comunitară, unde tinerii au acces la internet. Văzând necesitatea acestui centru, a trebuit să mărim această capacitate. Momentan funcționează în laboratorul de informatică, care este cuplat la videotelefonie și internet. Avem 8 calculatoare legate în rețea. În timpul anului, elevii acolo poate să învață informatică. În comună funcționează Asociația Culturală Odi Endre, care găzduiește cursuri de engleză, de agroturism, festivități cu dansuri populare tradiționale și o tabără de creație. Practic de aici, putem spune că de aici a pornit și agroturismul. Avem 37 de pensiuni agroturistice, sunt locuri în internatul școlii, pentru campare, deci au posibilitatea să vină cu porturi. Comunitatea a reușit să instaleze și o centrală telefonică digitală de care beneficiază peste 200 de familii. Am reușit de la 82 de oameni să adunăm niște bani cu care am demarat lucrarea. Ceilalți au zis că n-am bani, știi? Și după ce am băgat telefonul, la două zile deja au avut și ei bani. Din 2001, comunitatea a reușit să editeze și ziarul Cronica Comunei Sâncraiu, la care scriu despre problemele locale profesorii, medicii și polițiștii din comună. În Sâncraiu mai este loc pentru foarte multe proiecte. Oamenii de aici au dovedit că pot să facă treabă împreună și pentru asta se pot mândri că locuiesc într-un sat european. Fiind un sat european, trebuie recunoscut cu un pancart, așa, pentru a fi plasat în satul. Eu am reținut că și polițiștii scriu la Da, era polițistul care local. Știa să scrie. Celălalt care citea era la drumuri. Și da, mi s-a părut interesant, n-am mai întâlnit până acum niciunul din celelalte reportaje. Da, mi-e pare bine că îl întâlnesc pe domnul Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene la București, aici, deși era și acolo. Da. Și deși l-am mai văzut în vreo 10-20 de sate în aceste săptămâni. Este un obicei mai vechi de ubicuitatea, a merge în ubicuitatea localități. Face parte din fișa postului. Da, poate, dar din păcate nu am putut să vizitez fiecare sat european. Eram la Cluj în momentul când filmeam acolo și de aceea am avut această ocazie. Dar este interesant, au început cu ceva, dar au știut în același timp să păstreze tradițiile, să sprijini. Și a fost o dezvoltare continuă acolo. La un moment dat nu mai făceau față laboratorul de informare, exact. Dar îmbunătățit și cu tehnologie. Dual, bicultural. Exact. Interesant. Ați observat ce bine vorbesc toți compatrioții noștri maghiari, limba română? Oamenii mulțumiți nu au probleme de ghetoizare. Inscripțiile funcționează în modul cel mai natural bilingv. Nimeni nu este deranjat. Da. Nimeni nu e deranjat. Cu o deviză în limba latină pe școală, Lumea e mulțumită. Le mai lipsește ceva acestor oameni. Și aș vrea din toată inima să li se îndeplinească, deși știu că domnul ambasador, în numele instituției pe care o reprezintă, nu este încântat. Autostrada Bechtel. Știu că domnul ambasador o vede mai degrabă de la Brașov la București și pe la Arad. Ungurii și românii din Transilvania, oamenii ăștia vrednici, merită autostrada. Și dacă vor avea și autostradă lângă ei, o să fie pe lume. Eu aș completa, v-aș completa și aș spune că indiferent pe unde, măcar una dintre cele două să se facă. Nu, fiecare are nevoie de câte una. E clar, nu e clar. Nu măcar una. Dintre Bor și Cluj. Să fie un început, să se înceapă cu ceva. Dintre Bor și Cluj, nicio problemă. Dacă prioritatea, unde este prioritatea cel mai mare? Eu nu știu. Trebuie gândite și nu pe plan politic, dar pe plan economic. Da, sigur. Dar e sigur că, la un moment dat, sigur, România are nevoie de aceste doi autostrăzi. Chiar de două, nu trebuie numai una, nu? Clar. Sau un sfert. Clar. Chiar dacă, nu știu dacă
exact această formă din Cluj până la Brașov este cel mai bună. Trebuie examinată. Sunt niște probleme. Da. Este și o problemă contractului, dar nu suntem aici pentru această problemă. Eu aș reveni de la autostrada la Sâncraiu. Da. Sunt totuși probleme diferite și aș nota faptul că, apropo de ce spuneați mai devreme, cum vorbesc oamenii de acolo, oamenii vorbesc funcție de unde se află cu dezvoltarea și cu legarea lor cu lumea. Am notat că vorbesc despre forum comunitar. Au început deja să adopte limbajul specific unei alte realități, altui gen de schimbare. Da? După aceea, este o situație în care nu poți să spui de unde a început schimbarea și ce este mai important. Este peste tot. Începem deja să vedem în ce categorie clasă se situează. Păi seamănă foarte tare Sâncraiu, seamănă cu Comloșul Mare. Aceeași situație de creativitate, de schimbare prezentă în multe locuri. Aș spune că am putea deduce de unde a început schimbarea. La debutul reportajului se spunea că oamenii se adună, discută, merg la ședințele Consiliului Local și identifică problemele. Exact. Ar trebui să le spunem oamenilor că este un drept fundamental al oricărui cetățean să participe de câte ori dorește la ședințele Consiliului Local. Foarte mulți oameni nu știu acest lucru și mai mult de jumătate din populația României nu se duce la nicio ședință a Consiliului Local, nu știe ce se discută, nu poate interveni. Ar trebui să știe că oricând doresc la ședințele Consiliului Local din localitatea respectivă, ședințele sunt publice și pot participa la aceste ședințe. Nu este suficient să plânge după hotărâri. Întâi să vezi și după aia să plângi sau să critici. Fără îndoială trebuie să meargă la aceste întâlniri, să discute mai mult decât până acum, însă probabil că dacă am merge acolo, am vedea că schimbările au început și de la biserică, și de la școală, și de la primărie, și de la om, și așa mai departe. Deci e clar că avem de-a face cu multe schimbări în zonă. Penultimul reportaj este dintr-o comună cu o istorie puțin agitată. A fost desființată pentru că a refuzat colectivizarea, a fost reînființată. Să vedem ce s-a întâmplat acolo. În comuna brașoveană Șinca Nouă existau până în 1999 doar 4 telefoane și acelea cu manivelă. Atunci noi am luat hotărârea să facem o adresă la RomTelecom prin care să-i rugăm să ne conecteze și să ne monteze aici o centrală telefonică performantă. Ne-a răspuns că pe lista lor noi cam peste 20 de ani ne venea rândul ca să ne modernizeze. RomTelecom le-a propus oamenilor să-și cumpere singur o centrală telefonică. Aceștia au pus mână de la mână și au strâns 40.000 de dolari. Era un efort financiar mare din partea localnicilor și nici nu se înțelegea necesitatea că în viitor va fi vital și prin intermediul telefonului putem avea internet și alte lucruri. Am plătit noi, am plătit fiecare. Pe toate se fac și cu contribuția oamenilor. Fiecare cum cine a vrut o dat, cine nu a obligat pe nimeni să dea. Oamenii din Șinca Nouă nu s-au oprit aici. Următorul pas a fost instalarea unei rețele de distribuție a gazului în comună. Banii pentru lucrări, 50% au venit de la Consiliul Județean, iar 50% contribuția localnicilor. Cu toate că au reușit, mulți dintre localnici folosesc încă lemne pentru că nu au bani să tragă gazul până în casă. Avem instalație până la poartă adus, dar n-a reușit să îl băgăm în curte, în cauza financiară. Nu ni s-a părut chiar așa mult până la poartă. În casă, când o și să-l băgăm, cum ne-or costa. Da, uite, l-am tras și eu, dar nu l-am mai putut băga să-i fac instalație, că dacă nu-ți bani. Locuitorii din Șinca Nouă au făcut și un proiect pentru refacerea și modernizarea vechiului cămin cultural. Proiectul a obținut finanțare și acum lucrările sunt aproape gata. Noi în noiembrie vrem ca să-l avem gata, pentru că în decembrie acolo ținem colinzile și sărbătorile de iarnă și tot satul să se bucure. Acum câțiva ani, în Șinca Nouă s-a stabilit un neamț care și-a deschis o pensiune eco. Sătenilor li s-a părut o idee bună să dezvolte ecoturismul la Șinca Nouă, dar mai întâi s-au gândit să afle mai multe despre ecologie. Pentru asta au căutat să se înfrățească cu o comună cu certificare ecologică din Germania ca să învețe mai multe de la oameni ca ei dintr-o țară din Uniunea Europeană. Problema a fost că trecuse entuziasmul acela mare de după Revoluție, când fiecare se înfrățea cu oricine și nu exista deloc entuziasm. Până la urmă, nemții ne-au zis că ei nu discută dacă se schimbă primarul sau Consiliul Local și întorc foaia, au alte idei.
Și neapărat o condiție ca să se învățească cu noi era să avem un plan de dezvoltare pe 20 de ani. Abia după ce și-au făcut această strategie, cei din Șinca Nouă au reușit să se înfrățească cu localitatea din Germania. Dacă și Șinca Nouă vrea să se facă un sat ecologic, e bine să fie înfrățit cu cineva care are deja experiență în acest domeniu. Oamenii din Șinca Nouă au investit muncă și bani, dar în primul rând au pus suflet pentru comunitatea lor. De aceea, ei trăiesc acum într-un sat european. Un sat care v-am spus că a avut o istorie puțin mai agitată. În 68 a fost desființat și a fost reînființat în 90. Ați văzut? Splendidă așezare, frumos loc. Când oamenii se plângeau că și-au adus gazul până în față, dar din poartă spre casă e mai greu, o să aminte de vorba, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. A fost mai ieftin pentru toată lumea, mână de la mână, să aducă gazul până în mijloc. Dar și în exemplu de mai devreme, reportajul de mai devreme, au introdus telefonie și au spus că n-au bani și după ce au văzut a doua zi, imediat au fărut și banii. Da. Procesul acesta cu obstacole, care este modernizarea, e interesant, s-a văzut aici, merge greu. Până la poartă, de la poartă în sus mai vedem, n-avem bani, nu? Dar asta stimulează și soluțiile. De familii, dar aici am văzut și o altă gândire adusă de partenerul german. Nemții au cerut o strategie pe 20 de ani a dezvoltării localității. Tocmai să nu se întâmple, chiar dacă o să câștige primarul actual sau nu, să nu se schimbe din 4 în 4 ani. Neamțul vrea să știe, vine și face treaba hotărât și vrea să știe că nu se schimbă lucrurile fundamentale. Da. Și au și făcut strategia pentru 20 de ani. Nemții au cerut-o, localnicii însă au știut să o facă. Da. Și au făcut-o bine, da, în așa fel încât i-au convins pe nemți, ceea ce e foarte important. Aici avem unul dintre elementele esențiale de succes la Șinca Nouă, competența, simplu spus. În al doilea rând, ceea ce mi se pare deosebit este solidaritatea. S-a pornit nu cu o fundație din afară, s-a pornit pur și simplu pe solidaritate locală. N-aș pierde ocazia să spun că nu totdeauna solidaritatea duce la dezvoltare, să ne înțelegem. Ăsta este un caz în care solidaritatea duce la dezvoltare. Realmente au existat acolo toate elementele în așa fel încât oamenii care se leagă unii de alții au făcut ce trebuia să facă. Da, dar din punct de vedere financiar, aici avem o noutate. Până acum am avut proiecte finanțate, contribuții în natură, aici avem un parteneriat public-privat. Au cerut un serviciu public, Red Telecom a spus nu vi-l dau, cumpărați-vă singuri. Au cumpărat. Și la fel au făcut și cu gazele. Aici este un potențial foarte mare neexploatat în România, în ruralul românesc. Pentru că gândiți-vă numai câți oameni vin cu bani din Italia sau din Franța și își construiesc case în rural și în loc să-și facă fiecare fosă individuală, mai bine ar vorbi cu primarul și ar pune și ar face o canalizare și ar contribui jumătate sau știu în proporții care le agrează. Deci ei au făcut acest lucru aici. Ei au contribuit jumate la aducerea gazului metan în comună, au contribuit la cumpărarea centralei. Deci este primul exemplu în care a apărut acest parteneriat, care nu e așa, nu sunt niște vorbe goale, cum da, uneori da, pare. Dar și au reușit după aceea de câștiga și banii din afara, din nemții, din Uniunea Europeană și așa mai departe. Este așa interesant și de altă parte este și interesant, e vorba de infrastructură, dar și de a păstra cultura cu căminul cultural. Pentru, de ce? Pentru vreau să păstreze Tradițiile, colinzile și așa mai departe. Da. E vorba de Crăciun, când e foarte important să fie în măzură. Noi le dorim tradițiile de anul ăsta chiar să... Spuneau că în noiembrie o să fie gata chiar să se desfășoare acolo în căminul lor cultural. Ultimul reportaj de astăzi este, ne întoarcem, domnule Hrezeanu, iată, la al treilea reportaj în județul Alba. De ce or fi fost trei reportaje selectate din județul? Este județul cu cele mai multe reportaje din concurs. În Comuna Unirea din județul Alba trăiesc împreună de când se știu în bună pace români, unguri și romi. În ultima vreme, numărul locuitorilor a crescut, în Unirea stabilindu-se mulți orășeni. Sătenii au simțit că legăturile dintre oameni de etnii diferite trebuie strânse. Soluția pe care au găsit-o a fost înființarea asociației interetnice Împreună. Am luat parte din grupul acesta pentru că m-am gândit că satul ăsta, dacă s-ar dezvolta puțin mai bine, dacă ar fi mai bine pentru copiii noștri. Deci
mai mult pentru tinere și pentru copii. Unul dintre scopurile Asociației Împreună este acela de a atrage cât mai mulți tineri în acțiunile lor și de a le dezvolta acestora spiritul civic și interesul față de lumea în care trăiesc. Lupta grea se dă însă cu schimbarea mentalității adulților. Problema este atunci când toți trebuie să venim și să punem umărul. Fiecare ne mai găsim câte una sau alta de făcut și lasă că poate face celălalt. Cam asta este atitudinea oamenilor maturi. Cu tinerii este mult mai ușor. Ei vin, mă sprijină, vin cu idei, le discutăm, le punem în balanță și totdeauna ei sunt alături de mine și de asociație. Fiecare punem câte o idee și rezultă un proiect reușit. În timpul liber n-avem ce face decât să pierdem timpul, mai bine ne ocupăm cu ceva care știm că e de folos pentru toți. Încercăm să unim etniile, să nu mai fie diferență între etnii. Unul dintre proiectele de care oamenii din Unirea sunt mândri este amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din sat. Văzând zilnic copiii pe trotuar, alergând, tot timpul erau în primejdie, fiind șosea internațională, circulația e foarte mare și atunci m-am gândit că spațiul acela ar fi extraordinar. Spațiul este foarte corespunzător și siguranța, iarăși că aici umblă mașini, aerul este curat. Oamenii strânși în asociația din Unirea nu au avut prea mulți bani pentru amenajarea locului de joacă, dar au căutat împreună soluții și le-au găsit. Am găsit sponsor, deci am căutat să ne facem cât mai mulți sponsori care să ne sponsorizeze activitățile noastre. Fiecare a dat ce a putut, fie bani, fie unele obiecte. Am contribuit și eu cu acest loc de joacă pentru copiii din localitate care efectiv nu aveau unde să se joace și să se simtă în largul lor. Și noi am fost aici la grădiniță și atunci am vrut să facem, să-și amintească mai poate cu plăcere că au făcut în Unirea grădinița și nu altundeva. Pentru că luptă ca oamenii din sat să nu se înstrăineze unii de alții, pentru că se gândesc la cei tineri, pentru că găsesc soluții la problemele lor, oamenii din Unirea trăiesc astăzi într-un sat european. Iată alte probleme. Și mie cel puțin mi-a plăcut promovarea toleranței interetnice între copii. Probabil că în relațiile dintre unele familii nu se mai pot întâmpla lucruri bune prea multe și atunci s-au gândit educarea să fie pentru copii și să gândească și să se comporte altfel. Da, sunt doi vectori comunitari, de dinamică comunitară aici. Unul dinspre o etnie spre celelalte sau între trei etnii, iar celălalt dinspre tânăra generație spre adulți. Cu discutarea critică, nuanțată, raportul ăsta între tânăra generație care se mobilizează mai ușor în numele viitorului, e normal într-un fel, categoric, și care se situează pe poziții de critice și de, cum să spun, de observație detașată față de indolența. Da, taxează acea mentalitate să vină cineva, adulților, să ne facă, să ne dea. Ăsta e un semn bun că se întâmplă și la țară. Nu? Se întâmplă, deși Unirea, acum sunt subiectiv pentru că cunosc bine locul, trec des, am trecut de sute de ori în drum spre Cluj, venind dinspre Alba Iulia și așa mai departe, e mai mult un orășel decât un sat. Dar e interesant pentru că și sondajele, mai ține minte Jonathan probabil, ultimul sondaj al delegației Comisiei Europene, constată diferențe tot mai marcate între opțiuni mai pronunțat democratice, instituționale, european-democratice, la tineri, da, decât la oamenii vârstnici. Categoric. Dar este și interesant pentru mine, pentru că e vorba încă o dată de solidaritate. S-au implicat autoritățile, societatea civilă prin ONG-ul, dar și întreprinzătorii, sponsorii care au lucrat împreună. Este o valoare europeană, solidaritate, dar cu un rezultat care este, cum ați spus, prietenia, toleranța, dar și altceva, un loc de joacă. Nu știu dacă este ceva de obicei în satele.
Evident, în orașele este ceva, se fac... Am mai întâlnit în câteva sate, dar adevărat nu este o obișnuință, dacă vreți. Exact. Și este interesant, pentru că este încă un semn de viața normalizată, dacă vreți, în fiecare sat. Exact, poate nu ni se pare așa de important un loc de joacă, mai ales fiind la sat. Unde spațiul se deschide în mod nemărginit. Chiar te poți gândi că lângă de aici. Nu, întotdeauna. Dar este o formă de instituție asta. Da. Recrearea în locul public. Mai ales este o formă de urbanizare, o formă de evoluție. Da. Și mai ales un loc de joacă care adună trei etnii și adună copiii. Altfel se dezvoltă acolo împreună. Da, da. Modul în care și-au făcut locul de joacă la Unirea seamănă foarte tare cu modul în care și-au făcut aducțiunea de apă potabilă la Hudești. Grup spontan, constituit, identificat problema, rezolvat problema, instituțiile vin, vin după, dar trebuie să existe punctul de pornire și a existat așa. Vă mulțumesc foarte mult, suntem la finalul concursului. Le ținem pumnii tuturor, nu? Le ținem pumnii tuturor. Toți au șansa. Au șansa și au primit distinția de sat european. Sperăm ca să nu rămână doar cu distinția de sat european, să se întâmple lucruri bune pe mai departe. Sperăm, poate în proiectele dumneavoastră aveți în idee să continuați acest program. Trebuie. Vă spuneam de scrisorile care vin și oamenii spun și la noi s-a întâmplat ceva și noi am făcut ceva și noi vrem. Sat european în adevăratul sens. În adevăratul sens. Pentru că este important, românii trebuie să fie mândri de ei, au capacitatea, au calitatea. Să spuneți, merităm chiar să avem o părere mai bună despre noi decât de obicei o avem sau o formulăm. Să anunțăm și cele 6 localități selectate din cele 20. Pentru fiecare localitate, Televiziunea Română o să difuzeze o emisiune specială în care vor fi tratate pe larg problemele din acele localități. Aceste localități sunt Comloșu Mare din Timiș, Costache Negri din Galați, Hudești din Botoșani, Topești din Gorj, Zizin din Brașov și Mănăstirea din Călăraș. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca la viitoarea emisiune, noi sperăm să fie cât mai repede, nu știm când, sau cât mai aproape de după 1 ianuarie 2007, să facem o emisiune, dacă vreți, invers, să vedem ce sat a mai rămas ne-european din satele din România. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere! V-am pupat, numai bine! Ai grijă de tine! Pa, pa! Hai, vă bine! Ai și tu un telefon! Pa! Credeai că ai greșit satul? Te înșeli. Trăiești într-un sat european, dar nu știai asta. Sat european înseamnă să speri să vezi problemele celorlalți și să pui umărul împreună cu ai tăi ca să le rezolvi. Dacă voi ați făcut asta, satul vostru este sat european. Da, domnule. Sat european. Dacă vreți ca și satul vostru să primească distinția de sat european, mergeți la primărie și aflați cum să vă înscrieți în concursul Satul Românesc Sat European.